Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, să vedem împreună care este adevărul regelui Henric al VIII-lea, monarhul desfrânat cu mai multe soții decât amante. Nigel Cawthorn, autorul volumului Viața amoroasă a regilor Angliei, apărut la editura Corint 2016, arată că Henric al VIII-lea e considerat arhetipul monarhului desfrânat. Cu toate că a fost un tiran sinistru, excesele lui sexuale se pare că l-au făcut simpatic peste veacuri în rândul englezilor. Totuși, performanțele lui de alcov nu s-au ridicat niciodată la nivelul reputației. Se spune despre el că a fost singurul rege al Angliei care a avut mai multe soții decât amante. În ciuda notorietății câștigate mai târziu, Henric al VIII-lea a fost crescut într-un mediu cast de severul său tată Henric al VII-lea, la distanță de tentațiile mundane la care aveau acces în epocă cei mai mulți prinți. În 1509, la numai 18 ani, Henric al VIII-lea a urcat pe tron fiind încă holtei. După mai puțin de două luni s-a însurat cu Caterina de Aragon, văduva fratelui său Arthur, prinț de Wales, care murise în 1502. Cu toate că aceasta a putut părea o stratagemă cinică menită prezervării importanței alianței dintre Anglia și Spania, se pare că Henric a iubit-o cu adevărat pe Caterina, care era cu 6 ani mai mare decât el. Obișnuiau să compună împreună muzică, să-și cânte unul altuia și participau la partide comune de vânătoare cu șoim. Pajii care luminau cu torțe drumul regelui către dormitorul reginei povesteau că acesta le folosea serviciile cu regularitate. Vreme de 5 ani se pare că Henric i-a fost fidel consoartei care i-a zămislit un băiat decedat la vârsta de 2 luni și o fată pe nume Mary, dar care a suferit mai multe avorturi spontane. În 1514, Caterina era din nou însărcinată. Conform uzanțelor vremii, cuplul regal nu a făcut dragoste în timpul sarcinii, iar interesul sexual al lui Henric s-a îndreptat către Lady Anne Hastings, soția unui curtean, Sir George Hastings și sora ducelui de Buckingham. În această perioadă a vieții sale, Henric încă nu era versat în intrigele amoroase ale infidelității. L-a folosit pe unul dintre pajii dormitorului regal, Sir Henry Compton, să-i transmită acestea mesaje. Compton a profitat de ocazie ca să o seducă el însuși pe Lady Anne. O doamnă de onoare a reginei, cumnata lui Lady Anne, pe nume Elizabeth Hastings, a auzit de idilă și l-a înștiințat pe Sir George. Acesta s-a năpustit în dormitorul soției, surprinzând-o în compania lui Compton, care s-a apărat spunând că nu se afla acolo în nume propriu, ci în beneficiul regelui. În curând, știrea intențiilor amoroase ale regelui a ajuns la urechile ambasadorului Spaniei și ale reginei însăși. Sir George și-a trimis soția la mănăstire în vreme ce Henric și-a vărsat furia asupra clevetitorilor de la curte. Ducele de Buckingham a fost alungat de la curte împreună cu Elizabeth Hastings. După spusele ambasadorului Spaniei, regele ar fi alungat mai mulți curteni dacă această măsură nu ar fi turnat de fapt gaz peste foc. Incidentul a stricat armonia dintre rege și regină și, drept consecință, cel din tâi a început să devină interesat de mai multe domnișoare de la curte. Printre cele care s-au bucurat de simpatia monarhului s-a numărat și o anume Jane Popencourt, de origine flamandă. Era amanta ducelui de Longueville, un nobil francez ținut ostatic în castel în anii timpurii ai domniei lui Henric al VIII-lea. Jane avea deja reputația de seducătoare vorace. Atunci când a fost numită doamnă de onoare a surorii regelui, Mary, care se pregătea să plece în Franța ca să se mărite cu Ludovic al XII-lea, regele i-a șters numele de pe listă, spunând că ar prefera mai degrabă să o vadă pe Jane arsă pe rug decât în compania inocentei lui surioare. Când în cele din urmă Henric s-a săturat de nurii lui Jane, i-a oferit acestea 100 de lire ca să plece în Franța, întorcându-se astfel în brațele primului ei iubit, ducele de Longueville. În 1518 și-a îndreptat afecțiunea asupra unei fete de 18 ani pe nume Elizabeth Bessie Blount. Fiind unul dintre cei 11 copii ai unui cavaler din Shropshire, Bessie era o frumusețe recunoscută la curte și o vedetă a spectacolelor cu măști, o nouă formă de distracție care îngemăna elemente de cântec, dans, teatru și costumații fanteziste și care devenise extrem de populară la curțile Europei renașentiste. Bessie avea doar 13 ani atunci când l-a însoțit pe Henric la o astfel de petrecere, pe vremea în care el încă era fidel soției. De fapt, Caterina a fost atât de încântată de prestația prea frumoasei fete încât i-a rugat pe cei doi parteneri să repete dansul în dormitorul ei la lumina torțelor.
5 ani mai târziu, prestația celor doi nu a fost la fel de castă, iar în vara anului 1519, Bessie a dăruit regelui singurul lucru pe care soția nu fusese niciodată în stare să îi-l ofere, un nou născut de sex bărbătesc perfect sănătos. Date fiind circumstanțele, Henry nu a putut face decât un singur lucru, a măritat-o pe Bessie cu unul dintre protejații cancelarului. Copilul, pe nume Henry Fitzroy, a fost crescut ca fiu al lui Gilbert Talboys, la conacul Rugby din Warwickshire, pe care Henry i l-a dat ca zestre. Din ce în ce mai frustrat de neputința Caterinei de a oferi un moștenitor, regele a contemplat pentru o vreme și posibilitatea ca Henry Fitzroy să se însoare cu fica lui Mary, moștenitoarea legitimă a tronului, și astfel cei doi să conducă Anglia împreună. Dar Henry a murit de tuberculoză în adolescență, dejucând acest plan incestuos. Henry a mai făcut un copil din flori cu sora Annie Boleyn Mary. Cele două tineri au fost trimise în Franța, acolo unde, ca doamne de onoare ale reginei, aveau să învețe manierele de la curtea franceză. Aceasta era însă un adevărat focar de desfrâu, se spune că un prinț francez a comandat un potir în interiorul căruia era reprezentant un cuplu făcând sex. Cupa era oferită apoi femeilor ca să bea, în vreme ce prințul urmărea reacțiile acestora pe măsură ce scena erotică li se dezvăluia, sorbitură cu sorbitură. Alt curtean, clericul Bureau, și-a cerut scuză unei doamne pentru că nu a putut să facă sex cu ea în noaptea precedentă decât de 12 ori. Pentru slaba prestație la pat a dat vina pe medicația care îi fusese prescrisă de curând. Se pare că Mary era nerăbdătoare să copieze astfel de exemple. Era atât de promiscuă încât însuși regele Francisc I, despre care se spunea că se îmbracă în femei, a poreclit-o iapă de povară, un sinonim medieval pentru curvă. În ciuda proastei sale reputații, Mary s-a întors în Anglia ca să se mărite cu un gentilom, membru al Privy Chamber pe nume William Carey, și a devenit mai târziu una din doamnele de onoare ale Caterinei de Aragon. A devenit imediat amanta lui Henry, iar relația celor doi a durat în jur de 2 ani. Regele nu a recunoscut niciodată copiii făcuți cu ea, iar Carey a fost înnobilat pentru faptul că și-a acceptat cu stoicism coarnele. O corabie din flota regală, proaspăt lansată la apă, a fost numită Mary Boleyn, dar nu au existat și compensații materiale, astfel că după ce regele s-a plictisit ideea, Mary s-a trezit fără o lescaie. Tatălui Mary, ambițiosul Thomas Boleyn, a încercat să-și păstreze favorurile regale, înlocuind-o pe Mary cu sora mai mică acestea, Anne. Există voci care spun că și-ar fi oferit și soția, dar Henry ar fi refuzat spunând niciodată cu mama fetelor. Spre deosebire de Franța, în Anglia nu era recunoscut statutul de maîtresse en titre, o amantă oficială care stătea pe picior de egalitate cu regina, iar Anne era hotărâtă să nu accepte tratamentul înjositor la care fusese supusă sorei mai mare. Atunci când s-a întors din Franța, scopul ei era să se mărite cu John Butler. Anne Boleyn și-a făcut debutul la curte cu ocazia unui spectacol cu măști intitulat Asaltul asupra castelului Virtuțiu, organizat la York Place, reședința londoneză a cardinalului Wolsey. Strălucind într-o rochie de satin, Anne a fost una din cele 8 femei alese să reprezinte virtutea feminină. El apăra un castel aflat sub asaltul dorinței, întruchipată de 8 bărbați mascați. După câteva minute de bătălie fictivă, în timpul căreia combatanții s-au împroșcat cu apă de trandafiri și s-au bătut cu fructe, virtutea a sucombat, iar femeile s-au prins în dans cu atacatorilor care între timp își dăduseră jos măștile. Desigur, conducătorul reprezentanților dorinței s-a vădit a fi însuși regele. Pentru a evita să intre în atenția regelui, Anne a dansat cu un bărbat însurat, poetul Sir Thomas Wyatt. Sir Henry Percy, moștenitorul domeniului Northumberland, a invitat-o de asemenea la dans, dar văzând că Henry pusese deja ochii pe fată, cardinalul Wolsey a intervenit pentru a preveni formarea perechii. În vreme ce călcâile regelui se aprindeau după frumoasa Anne Boleyn, vizitele regelui în dormitorul reginei au încetat. Cu toate că fusese oprită de la un măritiș avantajos, Anne a refuzat să devină amanta regelui. Henry insista. Într-o serie de scrisori de dragoste pline de pasiune, acesta o implora: oferăm trupul și inima ta, promițându-i marea acusare, vei fi unica mea amantă, le voi alunga pe toate celelalte. Îi scria plin de dor, imaginându-și serile în care va sta în brațele ei și sărutările pe care le va primi de la ea. A mers până acolo încât i-a ridicat în slăv rățuștele, sânii pe care sper să ți le sărut cât mai curând. Cu toate acestea, Anne a continuat să-i refuze avansurile.
În chip ciudat, nu era o mare frumusețe. Dacă ne luăm după spusele unui diplomat venețian, era destul de ștearsă, de o statură potrivită, negricioasă la piele, cu gâtul lung, gura mare și cu sânii nu prea dezvoltați. Referindu-se la sex appeal-ul acesteia, diplomatul continuă, nu are nimic special, în afara dorinței regelui de a o avea și de niște ochi negri deosebiți. Femeile de la curte imitau ținutele, mânecile lungi bufante pe care el le prefera pentru că îi ascundeau un al șaselea deget și gulerele brodate pe care le purta ca să-i acopere o aluniță destul de mare de pe gât. Au devenit curând ultima modă la curtea Angliei. Henric a translatat pasiunea lui pentru inabordabilă Anne în domeniul rațiunii, pretinzând că mariajul său cu Caterina nu a fost nici când legal. E adevărat că, de vreme ce aceasta fusese măritată cu fratele mai mare al lui Henric, prințul Arthur, căsătoria celor doi ar fi fost în mod normal interzisă de Biserica Catolică. Însă Caterina obținuse o dispensă papală după moartea lui Arthur, jurând că mariajul nu fusese niciodată consumat și că urma să se căsătorească din nou neprihănită cu fratele defunctului. Acum Henric pretindea că totul nu fusese decât o minciună. Văduva ducelui de Norfolk a fost convinsă să depună mărturie. Caterina se culcase de fapt cu prințul Arthur. Astfel, păcatul incestului, argumenta Henric, le spurcase mariajul. Iată de ce Caterina nu fusese în stare să zămislească un moștenitor. Dacă ar fi putut să divorțeze de regină și să se însoare cu Anne, cu siguranță ar fi fost blagoslovit cu un succesor. Din nefericire, papa nu vedea lucrurile din aceeași perspectivă, în principal datorită faptului că în perioada aceea el era ținut ostatic de nepotul Caterinei, Carol al V-lea. Mai mult, când încercările cardinalului Wolsey de a obține o anulare a căsătoriei au dat greș, Anne, care încă simțea ranchiună pentru felul în care fusese oprită să se mărite cu Sir Henry Percy, a cerut înlăturarea lui Wolsey. Cu toate acestea, divorțul întârzia să se producă. În cele din urmă, în 1532, la 6 ani după ce Henric s-a îndrăgostit fără speranță de Anne și la 10 ani după ce a zărit-o pentru prima dată, Anne a cedat. La mijlocul lunii ianuarie 1533 era deja însărcinată. Perspectiva unui moștenitor l-a îmboldit pe Henric să treacă la acțiune, iar evenimentele s-au succedat apoi cu repeziciune. La 25 ianuarie, Anne și Henric s-au căsătorit în secret. La 23 mai, o lege specială a Parlamentului a declarat căsătoria dintre el și Caterina de Aragon nulă și neavenită. La Whitsun, Anne a fost încoronată, iar în septembrie a născut o fată, Elisabeta. Se poate să fi fost dezamăgirea faptului că întâiul lor născut nu a fost un băiat. Poate cucerirea iubitei după atâția ani de preludiu extins s-a transformat într-o uriașă dezamăgire. Poate că pur și simplu Anne nu era la fel de bună la așternut ca sora ei Mary, cea neobosită. Oricare a fost motivul, la scurtă vreme, Henric s-a plictisit de noua lui regină. În ceea ce o privește, nici ea nu era mulțumită de performanțele sexuale ale regelui. I s-a plâns cu natei sale, Lady Rochford, că regele nu se putea lăuda nici cu pricepere, nici cu virilitate. Cu toate acestea, Henric a continuat să se culce cu ea, lăsând-o gravidă de încă 3 ori fiecare sarcină, încheiindu-se cu un avort spontan. Între timp, regele nu s-a sfidat deloc să se afișeze cu o serie întreagă de amante, încercând să-și stimuleze astfel apetitul sexual aflat în declin. Anne a pus un avort pe seama depresiei provocate de relația regelui cu o altă prea frumoasă servitoare. În încercarea de a-și îndepărta rivala, Anne a cerut sfatul unei doamne din propria suită, vicleana Lady Rochford. Când regele a descoperit micile uneltiri, Lady Rochford a fost alungată definitiv de la curte. Disperată, Anne a încercat să canalizeze interesul regelui către verișoara ei, Madge Shelton. Atunci când Henric a descoperit că regina încearcă să-i manipuleze viața intimă, a alungat-o de la curte și pe Madge, dar numai după ce s-a culcat cu ea, desigur. Deja Henric suferea de accese de impotență, plângându-se doctorilor. Am 41 de ani, vârstă la care vigoarea bărbatului nu mai este aceeași ca napriga tinerețe. Chiar și așa, Anne a rămas din nou însărcinată în 1535. Henric a fost bucuros de veste, dar aceasta nu l-a împiedicat să-și îndrepte atenția către una din doamnele de onoare ale reginei, tânăra și drăgălașa Jane Seymour. Apoi, în ianuarie 1536, Caterina de Aragon a murit. Pentru a marca în calendar data, Henric a organizat un turnir la care a participat el însuși, fiind doborât de pe cal. Vreme de mai bine de 2 ore a zăcut inconștient. Anne a realizat astfel cât de fragilă era poziția.
Dacă regele ar fi murit, în Anglia ar fi izbucnit un război civil pentru succesiunea la tron, iar ea s-ar fi aflat în pericol de moarte. Atacul de panică a făcut-o să nască prematur, zămislind un băiat deja mort. Au existat zvonuri că fetusul era diform, un semn sigur că la mijloc existase o vrăjitorie. Henric nu și-a asumat paternitatea și a anunțat că fetusul diform dovedea faptul că și a doua lui căsnicie se afla sub blestemul incestului. Henric pusese doar iubitul surorii lui Anne înainte să se însoare cu cea din urmă. Odată Caterina a trecut la cele veșnice, Anne s-a găsit într-o situație extrem de vulnerabilă. Ar fi fost acum foarte simplu pentru rege să declare că prima lui căsătorie fusese de fapt valabilă și pentru a încheia disputa cu Biserica Catolică să anuleze mariajul cu Anne și să-și caute o nouă soție. Peste toate aceste dificultăți se suprapunea faptul că Anne nu era deloc populară la curte. Cei care puseseră de partea Caterinei și care erau în secret încă fideli Bisericii Catolice o porecliseră concubina sau curva ochioasă. Pentru a se consola, aceasta a început să flirteze cu diferiți bărbați. Imediat, dușmanii ei au răspândit zvonul care avea iubiți. Henric a auzit și el aceste clevetiri și a ridicat miza, spunând că soția lui s-a culcat cu 100 de bărbați. Nu s-a pomenit niciodată vreun prinț sau vreun bărbat care să se fi împăunat atât de mult cu coarnele infidelității, observa un contemporan de la curte. Prieteni, dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei, pe curând!